Lăudați să fie Iisus, Doamne ajută! Deci amin! Ne-am adunat acum împreună în această zi minunată ca să dăm o mărturie pentru viață și aș începe prin acest motto pe care anul acesta l-a avut Marșul pentru Viață în întreaga țară. Și asta e un lucru extraordinar pe care trebuie să-l înțelegem cu toții, că viața e un dar de la Dumnezeu și că omul nu trebuie decât să respecte viața. Omul nu trebuie să facă altceva decât să prețuiască
omul nu trebuie să facă altceva decât să mulțumească pentru ceea ce a primit în dar. Sigur, la noi în țară, mișcarea aceasta pentru viață a început în 2008 la Timișoara. Știm că începutul ei este prin 1974 în America. Ei fiind mai emancipați, au avut mai mult, mai degrabă probleme, probleme majore din acest punct de vedere. Noi astăzi vrem să tragem un semnal. Vrem să conștientizăm noi și să-i ajutăm și pe alții să conștientizeze cât de important e fiecare suflet, fiecare copil, încă din momentul conceperii lui. Dumnezeu este cel care creează un omuleț, un suflet, încă de la concepere, încă din sânul mamei. Și El este cel care dorește să aibă un plan de viață cu fiecare suflet. Nu putem să înlocuim un suflet cu altul. Nu putem să spunem acum se poate pierde un suflet, că altă dată o să fie un alt suflet. Este unic și irepetabil. Noi știm deja că fiecare copil încă din sânul maicii sale are un ADN acolo și acolo e toată informația materială, psihică, totul e pus acolo înăuntru. Dumnezeu deja a creat un plan de mântuire pentru acel sufletel. Ce am putea noi să facem? Ne-am adunat aici împreună să ne gândim cum să ne ajutăm unii pe alții când suntem în dificultate. Pentru că există o greșeală foarte mare a societății civile, a oamenilor, a creștinilor, în momentul în care o mamă, poate necăsătorită, poate în prag de divorț, poate cu probleme de sănătate, poate, sigur, într-o criză interioară profundă, face o asemenea decizie de a renunța la copilul nenăscut. Și greșeala cea mai mare a celor din jur e că primul lucru judecă. Uită-te ce-a făcut! Dar problema este ce facem noi înainte ca să prevenim acest lucru. Cum încercăm să-i ajutăm pe cei din jurul nostru, pe mamele care au nevoie de un sprijin, de o înțelegere, de iubire. Vedeți, astăzi la Sfânta Liturghie, în biserică, am predicat despre acel paralitic vindecat. Dar înainte de a fi vindecat, Mântuitorul spune, iertate-ți sunt păcatele tale. Domnul asta vrea să ne cheme la El și să ne panseze toate rănile. Și eu vă spun că nu putem să ne apropiem de o persoană care a trecut prin asemenea încercări dacă noi nu suntem în stare de har, dacă noi nu folosim Sfintele Sacramente, spovada, împărtășania, dacă noi nu participăm cu drag la liturghie și de acolo să-L ducem pe Hristos la fiecare, în fiecare familie, la fiecare mamă care are probleme. Cât este de important să înțelegem că Iisus Hristos ne iubește pe toți și vrea să facă o lume bună, o lume care are un ideal care trece dincolo de moarte. De aceea e important să ne întoarcem și să fim sub cuvântul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm în serios ceea ce ne spune Sfânta Scriptură, pentru că numai astfel vom fi fericiți, cu adevărat. Noi suntem aici ca și glas a celor care nu au glas. Noi suntem aici ca să spunem că nu trebuie să fie o alegere a părintelui, ci trebuie să fie recunoscut un dar de la Dumnezeu când o mamă rămâne însărcinată. Noi suntem aici. Pentru ce suntem aici? Pentru că mamele noastre nu ne-au avortat. Pentru că mamele noastre, chiar dacă au avut încercări, greutăți, suferințe, au crezut cu adevărat că Dumnezeu le va ajuta să poată să răzbească. Și nu în ultimul rând, avortul este oprirea inimii unui sufletel. Este, dacă vreți, frângerea planului de Dumnezeu. Vă mulțumesc! Domnule primar, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, și în acest an, ca și în anii anteriori, și în orașul nostru s-a organizat acest marș pentru viață,
Sigur știți fiecare dintre dumneavoastră care este scopul acestui marș, nu numai aici, ci și la nivel de țară. În câte am înțeles, ieri în întreaga țară și în Republica Moldova s-au organizat astfel de marșuri în peste 600 de localități, orașe și comune, și sigur se continuă și astăzi. Poate că mulți spun că lucrul acesta nu sensibilizează pe nimeni. Noi totuși avem, toți care participăm, și noi și dumneavoastră, avem convingerea că aceste marșuri, care iată se fac de 9 ani de zile în țara noastră, vor avea un efect asupra dreptului la viață a copiilor nenăscuți. Drepturile omului s-a ajuns la, spun eu, ca și o părere personală mi-o asum, s-a ajuns la o exagerare în privința drepturilor omului, încât se încalcă prin unele drepturi exagerate, se încalcă nu numai morala creștină, ci se încalcă și morala socială. Deci vorbim despre drepturile omului, dar despre dreptul la viață al celui nenăscut nu prea se vorbește. Și chiar cei care vin cu argumente că fătul nu este o persoană, așa cum susține biserica și chiar și știința, deci cei care vin cu astfel de argumente și cu multe altele, aceia de fapt uită că și ei cândva au fost în această situație și lor li s-a respectat dreptul la viață. Au putut să vină în această lume, deci sunt oameni născuți și acum se manifestă împotriva celor care încă nu au nicio putere ca să reacționeze. Oare dacă un copil care se găsește în pântecele mamei sale ar fi întrebat dacă dorește sau nu dorește să vină în această lume, ce ar răspunde? Oare dacă ar fi întrebat, își dorește dreptul, să aibă acest drept la viață, ce ar răspunde? Cu siguranță ar răspunde că dorește, așa cum fiecare dintre noi am venit, sigur, fără voia noastră. Și se mai aduce un argument de către cei care sunt pro-avort, spunând că femeia, tot la drepturile omului, femeia este stăpână pe trupul ei și poate să facă ce vrea cu trupul ei. Din punct de vedere creștin, noi nu suntem de acord cu această afirmație. În primul rând, Scriptura ne spune, trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Deci, trupul nostru nu este orice fel de, știu eu, de trup, ca să zic așa, la voia întâmplării, ci sunt temple ale Duhului Sfânt. De aceea, noi așa învățăm și așa știm în teologia creștină că în momentul în care s-a zămislit acel embrion în uterul mamei, în acel moment Dumnezeu trimite sufletul și în acel moment acel făt, cum este numit, el este persoană. Deci este trup și este suflet. Formează o persoană. De aceea biserica consideră că avortul este crimă și este condamnat de către biserică. Însă, cum am spus, prea puțin dau importanță acestor lucruri, de aceea s-a și ajuns unde s-a ajuns în țara noastră și cu aceasta închei. Suntem pe un rușinos loc 2 în lume în ceea ce privește numărul de avorturi raportat la numărul populației. Pe locul 2 în lume. Din 90 și până în prezent, când s-a discriminat avortul, peste 20 și ceva de milioane, mai mult decât este actuala populația României, peste 20 ceva de milioane de avorturi înregistrate, cunoscute, s-au săvârșit la noi în țară.
statisticile spun că în jur de 70 de avorturi se săvârșesc zilnic pe teritoriul României, deci care sunt înregistrate, dar care sunt empirice, care nu știe nimeni de ele, pe care le fac unele femei pe ascuns. Unde o fi numărul lor? Și atunci ne mirăm de ce de multe ori Dumnezeu își revarsă mânia asupra noastră. Bunul Dumnezeu să ne lumineze și să-i lumineze pe cei care sunt în astfel de cazuri și să știe că viața care s-a zămislit în pântecele mamei nu le aparține lor, ci le aparține lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Dragă mamă, onorate fețe bisericești, onorată asistență, dacă cei doi preoți au transmis mesajul spiritual și religios pentru această zi în care ne-am adunat, nouă celor care suntem aici, cred că astăzi ne revine obligația să spunem mulțumesc mamelor noastre care mai există, pentru care le mai aveți, să spunem mulțumesc soților noastre care ne-au adus copii pe această lume. Și cred că acesta este cel mai important lucru pe care noi laici îl putem face. Eu îi spun mulțumesc la mama și mulțumesc că e aici alături de mine și cred că de foarte mult, cred că din școala generală, din clasele 1-4, n-am mai fost ca și astăzi de mână. Și chiar mă bucur că sunt pe această lume, cum cred că toți de aici se bucură. Mă bucur de fiecare dată când văd că suntem tot mai mulți, sunt copilași care fac această zi să își îndeplinească rolul pentru care noi ne-am adunat aici. Vă mulțumesc tuturor și îmi doresc, așa cum cred că ne dorim toți, ca societatea noastră, orașul nostru, să meargă înainte cu mulți copilași, viitor tineri, care să aibă și ei grijă de noi. Mulțumesc! Vă mulțumim tuturor pentru participare, vă dorim duminică frumoasă mai departe. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Nu mă faină, nu mă faină.